aș dori să urmărim din Sfânta Scriptură un pasaj care reflectă foarte mult ceea ce ați auzit în mesajele corului în seara asta. Mă gândeam că ar fi fost bine să pot să cânt și eu, dar da, fiecare cu talentul lui. Așa că o să vă citesc. Dacă aveți nevoie să goliți sala, vă rog să mă chemați să cânt eu și atunci aveți garanția că se golește sala. Evanghelistul Matei, în capitolul 9, de la versetul 9, redă întâmplarea care a avut loc între Domnul Iisus Hristos și el ca individ. El scrie despre sine la persoana a treia, era modul obișnuit și politicos al vremii aceleia. Și ascultați ce scrie Evanghelistul Matei. Matei capitolul 9, începând cu versetul 9. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Vă rog să luați loc. În contextul acesta al melodiilor acestea care ne înalță sufletul spre cer, dați-mi voie să vă adresez un mesaj scurt și foarte important pentru fiecare dintre noi. O să mă rezum la a reda câteva elemente din întâlnirea pe care Matei a avut-o cu Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. E o întâlnire absolut fascinantă, asta care este redată în Sfânta Scriptură. Sunt câteva astfel de întâlniri redate pe paginile Bibliei, întâlniri care ne ajută și pe noi să înțelegem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vrea să te întâlnească și pe tine. El vrea să aibă o întrevedere față către față să fie cu tine. Nu online, ci față către față. Este fascinantă întâmplarea aceasta, relatarea aceasta, pentru că Matei era un om foarte nedorit de alții și a devenit ucenicul lui Iisus, a devenit un evanghelist, a devenit apostol. Nu știu cine ești tu în seara asta aici, dar știu ce poți să devii cu Hristos. Dacă ai întâlnirea asta cu El, viața îți poate fi schimbată într-un mod radical. Matei era un evreu. Să vă descriu puțin istoria vieții lui. Era un evreu, obișnuit cu cultura sa și cu religia sa, una dintre cele mai bune religii ale vremii. Dumnezeu însuși, prin Iisus Hristos, a venit în lume și a oferit evreilor înțelegerea sa complexă, completă adevărului despre veșnicie, despre Tatăl Ceresc. Și Matei era evreu. Era politic într-o situație critică. Țara, în vremea aceea, fusese cotropită, cucerită, și Matei, evreul Matei, din motive neștiute de noi, s-a dat de partea dușmanilor. Și nu numai că a trecut de partea celor care le cotropise țara, dar și milita pentru a culege taxele din partea propriilor săi oameni, propriilor săi concetățeni, pentru romanii care cotropiseră țara. Imaginați-vă că nu mulți vreau să-l vadă pe Matei, nu mulți vreau să-l întâlnească. El colecta taxe pentru guvernul și țara care cotropise țara respectivă. Deci a devenit foarte neplăcut celor din jur. Mulți probabil îl considerau trădător. Și probabil că de aceea s-a asociat cu alți oameni care aveau comportamente mai neobișnuite, negative, păcătoși sunt numiți aici.
Și întâmplarea se face că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trece pe acolo pe unde era Matei. Și Matei este surprins de câteva lucruri din ce s-a întâmplat în întâlnirea asta lui cu Iisus Hristos. Seara asta vreau să vă relatez aceste trei aspecte. S-ar putea să vă regăsiți și voi acolo. Eu m-am regăsit. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu se întâlnește cu noi în mod fizic așa cum s-a întâlnit cu Matei, dar se întâlnește cu noi prin Duhul Său, în universul nostru spiritual. Și întâlnirea asta este mult mai puternică, dacă pot să spun așa. E o forță fantastică, o convingere interioară pe care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu că El, Iisus, este acolo cu tine. Iată aici câteva aspecte din relatarea asta fascinantă lui Matei despre întâlnirea pe care a avut-o cu Iisus. Primul lucru pe care îl observă el este că Iisus l-a văzut. Iisus trecea pe acolo și spune textul, el vorbind despre sine, la persoana a treia, cum vă spuneam, că Iisus a văzut pe un om, Matei, cezând la vamă. O să-mi ziceți, dar ce e așa de important? Și noi vedem o grămadă de lucruri în jur. Nu știu dacă vă amintiți tocmai de ce vă spuneam, că Matei nu era un om foarte îndrăgit de ceilalți din jur. N-avea probabil mulți prieteni. Dacă mergea într-o zi pe stradă și veneau alți prieteni pe același trotuar, nimeni nu s-ar fi oprit să spună, Matei, mă bucur să te văd. Dimpotrivă. S-ar fi dus pe trotuarul celălalt. Sau i-ar fi spus, dispari, nu vreau să te văd. Poate că mama sau tata din familie, oameni din familie, ar fi spus lui Matei, Matei, ne-ai făcut de rușine, du-te, nu vrem să mai stăm în prezența ta. Nu vrem să te mai vedem. Într-o zi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trece prin dreptul lui și se uită la Matei. Iisus îl vede. Nu-l vede cu ochi de judecător. Nu-l vede cu ochii de polițist cosmic, cum se mai gândesc cu oamenii câteodată, ci îl vede cu ochii tatălui aceluia despre care se vorbea mai devreme. Tatăl aceluia plin de bunătate, care întinde mâinile și din ochii căruia iese bunătatea, dragostea, mila, îndurarea. Și Matei este copleșit. M-a văzut, Iisus m-a văzut acolo. Înțelegeți cât de important este să ne dăm și noi seama că în lumea asta atât de complicată în care trăim, nu știu dacă sunt mulți care te văd sau cum te văd, dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te vede. Eu mă duc aminte că în copilărie mesajul cel mai frecvent la biserică era acesta, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne vede pe toți și aveam o spaimă cumplită. Îmi imaginam că, da, Iisus Hristos mă vede așa cum mă urmăreau mama și bunica, mai ales cam ce făceam rele pe acolo prin casă. Și, te-am văzut! Și când auzeam la biserică că Iisus ne vede și după aia mai și urma chemarea, hai, nu vrei să vii la Iisus? Nu. Mi-era spaimă, mi-era frică să dau ochii cu El, că știam ce era în sufletul meu. Când însă m-am întâlnit cu El, aveam 15 ani, când m-am întâlnit cu El, privirile Lui, acelea sufletești calde, pline de puterea Duhului Sfânt, mi-au copleșit sufletul. N-am să uit niciodată privirile acelea calde care mi-au comunicat că El mă acceptă așa cum sunt. Așa te vede Dumnezeu pe tine. S-ar putea să nu te bage în seama alții, s-ar putea să fii ignorat de alții, s-ar putea să nu-i pese nimănui de tine. Dumnezeu te vede acolo unde ești. Ăsta e mesajul Evangheliei. Furtunile din viață, cântau tinerii mai devreme, sunt oprite de El, de puterea celui care te vede în greutățile alea ale vieții. Țineți minte asta? Oriunde veți fi, oriunde veți afla, privirile lui Dumnezeu sunt îndreptate asupra voastră. Asta e o mare mângâiere, dar aș vrea să aduc și o mică avertizare. Nu este regăsit aici în întâmplarea aceasta lui Matei, dar e una importantă pentru noi. Pentru că sunt aici unii care au trăit experiența asta, întâlnire cu Mântuitorul, cu ceva timp în urmă. Și acum au pierdut dinamica asta, poate, a
importanța e celei prime întâlniri. Totdeauna prima întâlnire e fascinantă. Vreau să înțelegeți că El ne vede continuare, bunele și relele din viață. Da, El vede ce faci tu în ascuns. Când nimeni altcineva nu vede, El vede lucrul ăsta. Am să vă relatez o întâmplare pe care mi-a comunicat-o și mie una dintre nepoatele mele, o nepoată a unei surori de-ale mele, care s-au mutat undeva la marginea Bucureștiului și au construit casa acolo, erau mai multe case în construcție, ei au terminat mai repede și nepoata mea era undeva la etaj și făcea temele într-o zi, temele la școală. Și stând acolo la biroul ei să-și facă temele, a văzut pe geam, pe afară, era cineva care se tot uita prin jur pe acolo și interesat de tot felul de alte lucruri, dar nu de lucruri bune. Încerca să subtilizeze tot felul de lucruri. Și nepoata mea a fost foarte perspicace, a urmărit ce face individul, a văzut că a luat mai multe lucruri din mai multe locuri și le-a ascuns undeva în niște tufișuri. După aia a plecat. Nu știu ce i-o fi trecut în cap nepoatei mele, dar ea a făcut un gest absolut uimitor și neobișnuit. A coborât din biroul ei, s-a dus în locul unde individul a pus lucrurile, a luat două bucăți de lemn pe care le-a găsit acolo, le-a legat cu un fir de iarbă în formă de cruce, l-a înfipt în pământ în dreptul lucrurilor furate și a scris un bilețel pe crucea aia. Bilețelul era așa: cineva te-a văzut, du lucrurile înapoi sau te spun. Și s-a dus înapoi în camera ei. Absolut uluitoare experiență. S-a dus înapoi sus în camera ei și a continuat temele. Nu știa cum să procedeze altfel. Către seară, personajul ăsta a venit din nou cu o bicicletă și era pregătit să preia lucrurile alea și să le ducă la el acasă. S-a dus în locul unde erau ascunse lucrurile respective, a văzut crucea, lăsa repede bicicleta jos, s-a dus, s-a uitat repede la bilețelul respectiv, repede de tot a luat bicicleta și s-a dus, fără să se mai uite în urmă. Cineva te vede. Nu vreau să vă sperii, dar vreau să vă atrag atenția că nu putem trăi viața păcălindu-ne. Cineva te vede. Vreau în seara asta să rețineți că Iisus Hristos vrea să te întâlnească și să-ți arate privirile Lui calde, duioase. El este gata să ne ierte. Harul Lui este fără margini până hotărăște El. Fără margini în sensul că El ne iartă de tot trecutul nostru. Există o anumită limită pe care Dumnezeu are în harul Său, dar prinde harul ăsta. Al doilea aspect pe care Matei îl remarcă aici în întâlnirea asta pe care a avut-o cu Mântuitorul a fost că Iisus l-a chemat la sine. I-a zis, vino după mine. Imaginați-vă ce cum putea să aibă chemarea asta în sufletul lui Matei. Invitația asta, vino. Când o mai fi auzit Matei invitația asta? De la cine? Prietenii probabil ziceau, du-te, dispari. Părinții spuneau, nu vreau să mai vii acasă, du-te. Cineva însă într-o zi se oprește în dreptul lui și spune, Matei, vino. Invitația asta este una extrem de specială și una care nu poate fi descrisă în cuvinte. Eu sunt convins că într-o vreme sau alta, fiecare din voi ați auzit invitația asta a Mântuitorului, pentru că El o face tuturor. Vino, spune Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, vino la mine. Eram într-o zi în aeroport cu mai mulți prieteni și cineva era cu familia și cu un copilaș de un anișor, ceva de genul, care tot timpul era preocupat de tot felul de lucruri noi și la un moment dat s-a pierdut de mama. Începuse să plângă ușor și toți cei din jur au început, hai vino la mine, hai vino că-ți dau ceva. Copilul s-a uitat la toți pe rând și după a început să plângă mai tare. Undeva din apropiere s-a auzit însă glasul mamei care i-a spus, vino la mama.
Copilul a trecut printre toți aceștia, s-a așezat în brațele mamei și acolo s-a liniștit. În universul în care noi trăim, hăituiți din toate părțile, solicitați și chemați de o grămadă de voci din jur, este vocea duioasă a Fiului lui Dumnezeu care îți spune vino, vino la mine. Nicăieri în altă parte nu găsești atâta liniște și ocrotire ca în brațele Lui. Nimeni în lumea asta nu-ți oferă siguranță decât în brațele Lui. Dacă crezi că te poți descurca singur în viața pe care o trăiești și ai impresia că da, ai nevoie de un sprijin suplimentar, vreau să te întreb un lucru. Ce ai să faci în fața veșniciei? Când ai să treci pragul morții spre veșnicie, cine o să fie acolo să-ți întindă mâna? Cine o să spună vino? E nevoie să te împaci cu Dumnezeu. E nevoie să dai curs chemării sale, care îți spune seara asta, vino, vino la mine. Uitați-vă, vă rog, la întâlnirea lui Matei cu Iisus, absolut copleșitor, el a răspuns imediat ce s-a dus după Domnul Iisus. Fascinantă relatarea. E momentul când și tu poți să faci asta, în seara asta. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima, spune Scriptura. El spune, vino, vino. Corul a cântat atât de frumos și toate melodiile astea sunt acest glas duios care spune, vino, vino, vino la Dumnezeu. El te cheamă. Și mai există un aspect pe care vă rog să-l observați aici, în modul în care Matei este surprins, foarte impresionat. Nu doar că Iisus l-a văzut, nu doar că l-a chemat la sine, dar a mers la el acasă. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a acceptat să meargă la el acasă. Și Matei este entuziasmat. Îl acceptă pe Iisus acasă. Și de acolo începe călătoria consacrată, dedicată. Viața unui om care nu se întâlnește cu Iisus ocazional. Nu numai când este un concert, nu numai când este o întâlnire la biserică, ci viața unui om trăită cu Iisus în fiecare zi, într-o consacrare de plină, totală. Matei, vameșul, devine ucenic, devine evanghelistul care scrie Evanghelia asta, devine misionarul care duce Evanghelia și în alte părți. Iisus s-a dus la el acasă și asta înseamnă consacrare. Poate că te-ai gândit de multe ori că e interesant să cunoști adevărul despre Dumnezeu, dar nu te-ai gândit niciodată să îi faci loc lui Dumnezeu în universul vieții tale, casa ta, casa sufletului tău. Eu vreau să-mi consacru viața lui Iisus Hristos, Fiului lui Dumnezeu. Și de aici începe schimbarea. De aici începe perspectiva pe care tu o poți avea cu Dumnezeu. Și mai există un aspect pe care vreau să-l spun doar pe scurt. Iubită biserică, frați și surori, acțiunea asta a Domnului Iisus Hristos a se duce spre locurile acestea rău famate, că asta a observat și oamenii religioși ai vremea aceea. Cum e posibil ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se ducă, să ia masa cu vame și cu păcătoșii? Erau marginalizații societății, erau oamenii de care nu trebuia să te apropii. Cum se duce Fiul lui Dumnezeu acolo? Provocarea pentru biserică în vremea asta este să ne îndreptăm spre marginalizații societății noastre. Oameni care nu sunt băgați în seamă, oameni care nu sunt văzuți, oameni care nu sunt apreciați, oameni în fața cărora, dacă vreți să așa îți întorci ochii, privirile în altă parte, nu vrei să faci nimic, de a face nimic cu ei. Domnul spune, du-te la ei. Fii tu omul care să întindă o mână a iubirii, o mână de ajutor și o mână de dragoste. De când am încheiat slujirea mea la Biserica Sfânta Treime, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să formez o biserică care are ca viziune să fie pe drum. Noi ne numim așa, nu-i titlul oficial, dar e viziunea noastră. Noi suntem biserica pe drum. Și ideea este următoare, ne întâlnim o singură dată pe săptămână la închinare în biserică. În rest, suntem pe drum. Interacționăm cu oamenii. Oamenii de toate categoriile, oamenii de toate soiurile. Am avut întâlniri cu tineri care se drogau și am făcut studiu biblic împreună. Astăzi au scăpat de droguri, unii dintre ei slujesc pe Dumnezeu în moduri excepționale.
este chemarea Domnului către biserica noastră, către biserica voastră. Hai să mergem împreună la margine, la oamenii care nu sunt băgați în seamă. Hai să facem ceva pentru ei. Nu vă puteți imagina câtă bucurie, câtă încântare există în sufletul celor care sunt băgați în seamă. În București, cum știți, probabil, sunt mulți cei care stau pe stradă și cerșesc câte ceva. Eu mi-am făcut un obicei, mă știu mulți prin București acum, spun că vreau să mă duc la tine acasă, vreau să te vizitez acasă. Păi cum să veniți la mine acasă? Păi uite așa, uite, dacă vrei să știi cine sunt, vii la biserică acolo, mă vezi, mă identifici, știi cine sunt, ca să nu cumva să ai impresia că așa, dar vreau să mă duc acasă și să fiu cu tine, să te ajut. De acolo, de acasă, începe miracolul. Prieteni care vin, oameni care sunt uimiți, oameni care se gândesc, măi, ce cauți tu acolo? N-am înțeles, care este ideea? Simplă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a dus acasă unde erau vameși și păcătoși. Mă rog ca în generația asta, când Biserica Domnului este într-un impas, hai să spun doar așa, să prindă invitația asta a Domnului, provocarea asta a Domnului și să mergem împreună la marginalizații societății și să ajutăm să intre în împărăție și să fie binecuvântați. Tu ești omul căutat de Dumnezeu. El te vede, El te știe, El se uită la tine. Să nu uiți asta niciodată. Privirile Lui duioase sunt îndreptate spre tine. Să te accepte. Invitația este făcută. Vino. Vino la mine. Fii înțelept și răspunde aceste invitații. Uitați-vă la ce se întâmplă în jur. Nu amânați. Acceptați-L pe Iisus în viață. Și urmați-L pe El. Slujiți-L pe El. Consacrați-vă viața, luați-L la voi acasă și în suflet, ca El să fie Domnul vieții voastre. Mă bucur că ați avut ocazia în seara asta să primiți mesajul ăsta din partea unor tineri care au ales din tinerețe să-și dedice viața Domnului și să spună, noi vrem să-L urmăm pe Domnul toată viața. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.